Dintre toate bătăliile date de România în dezastruoasa toamna lui 1916, cea de la Sibiu, desfășurată între 26 și 29 septembrie, reprezintă un fel de cheie de boltă. Aici s-a decis, de fapt, traiectoria campaniei de pe frontul românesc, fiind locul unde a fost pierdut avantajul inițial asupra germanilor și austro-ungarilor. O serie interminabilă de greșeli, pe tot lanțul ierarhic al armatei române, a dus la zdrobirea Corpului I, iar căderea frontului de la Sibiu a atras după sine, ca într-un joc de domino, prăbușirea întregului front și aruncarea trupelor române peste Carpați. România a intrat în lupta primului război mondial pe 27 august 1916. Inamicul luase în calcul ca România să intre în război, dar a calculat greșit momentul. Eroarea în privința românilor a fost picătura care a umplut paharul și a dus la demiterea generalului Erich von Falkenhayn, șeful marelui stat major al armatelor germane. În 1916, în Transilvania și România, natura bătăliilor aducea mai degrabă cu momentele de început ale celui de-al doilea război mondial, o perioadă decisivă cu mișcări rapide de trupe și bătălii în viteză, denumite de aliați Blitzkrieg. Armata nouă germană a înfrânt două armate române în Transilvania, a traversat munții Carpați și a dat peste cap întreaga armata română de la vest la est și a împins rămășițele acesteia înspre Rusia. Toate acestea în doar 4 luni. În mod ironic, armata nouă era comandată de generalul Erich von Falkenhayn. Oferindu-i posibilitatea să-și salveze reputația în România, von Falkenhayn a înțeles necesitatea imperativă de viteză. Iarna venea mai repede în Carpați și dacă nu reușea să-i respingă pe români și să asigure trecătorile din munți înainte ca vremea rea să oprească operațiile, românii vor rămâne pe teritoriul austro-ungar până mult în anul 1917. Generalul avea puține trupe la dispoziție și cel puțin la început forțele sale erau depășite numeric. Prima țintă a lui Falkenhayn a fost corpul de armată român rămas la sud de Sibiu, la circa 20-25 de kilometri de ieșirea din Trecătoare. Timp de 3 săptămâni, acest corp de armată nu făcuse nicio mișcare, așteptând noi ordine. Sub comanda generalului Ioan Popovici, din 15 septembrie, cele două divizii de infanterie și brigada de cavalerie, ce aveau la dispoziție doar 19 baterii și 34 de mitraliere, nu reprezentau un dușman serios pentru austro-germani. Informațiile obținute din zona inamică erau fragmentate și greșite, românii neavând habar de poziționarea număr mare a soldaților armatei germane exact în fața lor. Când informațiile strânse au arătat acest lucru, comandanții armatei 1 nu le-au băgat în seamă, fiind convinși că dușmanul continua să se retragă din fața armatei române. Von Falkenhayn și-a împărțit forțele în 3 grupuri, corpul alpin, corpul 39 rezervă și corpul de cavalerie. Planul lui era îndrăsneț. Dacă puteau fi tăiate liniile române de comunicații prin pasul Turnul Roșu și dacă forțele lor de la Sibiu și Făgăraș erau împiedicate să se unească, atunci trupele române din jurul Sibiului urmau să fie izolate și puteau fi anihilate. În timp ce corpul alpin bloca pasul Turnul Roșu și linia de retragere, corpul 39 urma să înghesuie pe români cu spatele la munți. Cavaleria trebuia să se asigure că niciun român de la Sibiu nu va scăpa către est. Simultan, trebuia să blocheze orice întăriri care puteau veni de la armata 2 română din depresiunea Brașov, amenințând flancul vulnerabil al armatei 9. Chiar dacă românii își dădeau seama de mișcarea germanilor, ei erau nevoiți să devieze multe trupe pentru a se opune corpului alpin, ceea ce le slăbea apărarea contra unui asalt la intrare în pas, permițând o victorie germană decisivă. La sud și vest de șoseaua dintre oraș și pasul Turnul Roșu se afla divizia 23 a generalului Castriș, iar la vest de șosea era divizia 13, condusă de generalul Ioan Oprescu. Împreună, cele două divizii ocupau o linie în lungime de 40 de kilometri, o distanță lungă chiar și pentru standardele de pe frontul de est. Popovici și-a amplasat unitățile în tranșeele înaintate, ceea ce, având în vedere lungimea frontului celor două divizii, însemna că nu existau rezerve și apărarea nu avea adâncime. În timpul săptămânii următoare, în timp ce germanii au început să-și concentreze forțele la nord-vest de Sibiu, românii au fost ținuți sub focul artileriei pentru a împiedica să trimită patrule care ar fi putut descoperi pregătirile germane. Frustrarea românilor, nevoiți să suporte bombardamentul german, a dat în clocot în ziua de 22, când Popovici a ordonat diviziei 13 să înainteze și să ocupe înălțimile de la Roșia, la est de Sibiu. Românii au atacat în zor pentru a obține surpriza și a evita o bătălie de artilerie, pentru care nu aveau suficientă muniție. Fără o pregătire de artilerie, pozițiile ungare și germane au rămas neatinse și mitraliorii lor i-au secerat pe români. În alte locuri, lupta a fost intensă, de multe ori chiar corp la corp. Frontul prelungit al lui Popovici, la care se adăuga lipsa de rezerve, i-a atras negativ atenția lui Culcer, comandantul armatei 1 române. Acesta a încercat în zadar să-l convingă pe Popovici să-și scurteze liniile și să formeze o rezervă. Atacul lui Popovici de pe 22 septembrie, împotriva ordinelor, a provocat mânie la armata 1 și supărarea lui Culcer s-a concentrat pe liniile mult prea extinse ale lui Popovici și pe lipsa lui de rezerve. În timp ce generalii români se ciondăneau în legătură cu lungimea frontului Corpului I, corpul alpin a continuat să înainteze fără a fi deranjat. Atacul armatei 9 a început în zorii zilei de 26 septembrie. Von Staabs și-a aranjat diviziile începând cu divizia 187 la vest, divizia 51 în centru și divizia 76 rezervă pe flancul de est. Misiunea lor era să evite orașul Sibiu și să împingă pe români într-o pungă la Tălmaciu. Mai la sud, corpul alpin urma să intercepteze pasul Turnul Roșu la râul Vadului și Câineni, blocând retragerea inamică în acea direcție. Unitățile corpului alpin, care nu luaseră parte la expediția peste munți, trebuiau să închidă golul de la vest de Sibiu și de corpul lui von Staabs. Spre est, sarcina corpului de cavalerie era să protejeze flancul armatei, împiedicând armata 2 română să vină în ajutorul forțelor de la Sibiu. Pe o vreme liniștită și senină, corpul 39 a pornit lent, întâlnind o rezistență hotărâtă. Von Staabs își împărțise ineficient tunurile în mod egal între toate unitățile, ceea ce însemna că niciuna nu avea putere de foc necesară pentru a provoca o gaură în liniile inamice. Falkenhayn i-a spus furios să rezolve această problemă prin folosirea în masă a artileriei. Atacul a fost reluat astfel pe 27 septembrie. În această zi, armata 9 și-a continuat înaintarea spre sud cu artileria organizată. Până la căderea nopții, germanii au alungat pe români din bazinul Sibiului spre intrarea în pasul Turnul Roșu. În dimineața zilei de 26 septembrie, corpul alpin a coborât din munți către pas în mai multe puncte, Fântâna Împăratului la nord și stațiile de cale ferată Râul Vadului și Câineni Lungi la capătul de sud. Inițial nu a fost un trafic prea mare prin pas, însă, pe măsură ce luptele din nord s-au intensificat, românii au devenit conștienți de germanii din spatele lor. Românii au fugit spre partea de est a văii, pe unde puteau trece în siguranță, în mare parte în afara bătăii armelor germane. Mai departe, spre sud, românii au avut mai mult noroc, locotenent colonelul Toma Popescu, un ofițer de stat major care ducea mesaje de la armata 1 către Popovici, a dat peste batalionul 3 de gardă bavarez al prințului Heinrich, care ocupa podul de la Câineni. Ofițerul român și-a dat seama imediat de gravitatea acestei amenințări. Popescu a mers spre sud și a găsit la Brezoi un batalion român de vânători cu 2 buziere. Împărțind această forță în 2 coloane, a trimis una spre nord la Câineni, iar pe cealaltă să ocolească muntele Măgura pe la vest și să-i atace pe bavarezi din spate. Atacul lui Popescu a reușit și oamenii prințului Heinrich au abandonat podul și orașul la căderea nopții. A doua zi, pe 27 septembrie, românii și-au dat seama că aveau o problemă gravă în momentul în care întăririle nu au mai putut trece prin pas. Popovici a trimis 5 batalioane spre sud și a reușit să-i scoată pe vânătorii din corpul alpin din partea de nord a defileului și din majoritatea pozițiilor din râul Vadului. Însă germanii rezistau în centru și convoaiele române care mergeau spre sud s-au blocat. Animale, căruțe și oameni se înghesuiau în albia râului Olt, sub o ploaie de gloanțe germane, de care puțini au reușit să scape. La capătul sudic, companii din batalionul 3 al prințului Heinrich au ocupat din nou Câineniul și punctul Lungi. Atât Culcer cât și Popovici au insistat la marele cartier general român și la armata 2 cu cereri de ajutor, inclusiv cu un apel dramatic al lui Popovici, care spunea că dacă pasul Turnul Roșu nu era deschis, era nevoit să imite exemplul regelui Leonidas de la Termopile. Aparent incapabil de o reacție, Iliescu nu a ordonat forțelor din vecinătate să-l ajute pe Popovici până în ziua de 29 septembrie. Abia atunci a ordonat lui Culcer să lanseze o acțiune ofensivă și armatei 2 să avanseze spre vest și să vină în contact cu corpul 1. În dimineața zilei de 28 septembrie, von Falkenhayn urca scara în spirală a turnului Bisericii Evanghelice din Sibiu pentru a privi desfășurarea bătăliei de la Tălmaciu. Acolo l-a găsit pe Von Staabs, care i-a spus că lucrurile decurgeau foarte bine, însă euforia nu a durat mult. Românii pătrunseseră între Brigada 6 Cavalerie Austriacă și Divizia 71, deschizând o breșă de 30 de kilometri lățime și expunând întreaga armată nouă unui atac din flanc. Divizia 89, ultima rezervă a lui Von Falkenhayn, venea spre sud de la Sighișoara și a început să avanseze în spațiul dintre cele două armate, însă Von Falkenhayn se temea că românii o vor copleși. Veștile proaste au fost completate de un raport care susținea că românii atacau pe tot frontul. Totodată, Divizia 4 română din Armata 2 a avansat de la Făgăraș până la o distanță de 10 km de flancul drept al lui Popovici. Frustrat, Von Falkenhayn nu putea decât să-l îndemne pe Von Staabs să grăbească eliminarea românilor de la nord de pasul Turnul Roșu, declarând că Armata 1 română oricum nu se mai putea retrage și trebuia să reziste până la ultimul om. Situația a continuat să se înrăutățească pentru Popovici și în ziua de 28 septembrie, atunci când germanii au împins batalioanele asediate în gura pasului imediat la sud de Tălmaciu. Moralul românilor s-a prăbușit după ce zvonuri exagerate despre situația din trecătoare au ajuns la trupele de pe linia frontului din fața Corpului 39. La ora 7 seara, Popovici s-a întâlnit cu comandantul Diviziei 23, care i-a raportat că trupele lui se retrăseseră pe ultima linie de apărare. Între timp, contactul cu majoritatea unităților fusese pierdut și nimeni nu mai putea comunica cu Divizia 13. Uzat de bombardamentul fără oprire al germanilor și demoralizat de aparenta indiferența comandamentelor superioare, Popovici a luat decizia să salveze ce se mai putea salva prin retragerea spre sud, prin pas. Și-a organizat unitățile în 3 coloane, cu aproximativ 2000 de care de aprovizionare, ambulanțe, piese de artilerie, animale și bagaje în centru, iar infanteria pe margini. Regimentul 44 Infanterie forma avangarda. Divizia 23 a primit ordinul de a ține inamicul la nord de pas cât mai mult posibil, în timp ce șeful de stat major al lui Popovici a fost trimis să găsească Divizia 13 și să-i transmită aceleași ordine. În jurul orei 22:30 noaptea, coloana a pornit spre sud, cu Popovici în frunte. În pasul Turnul Roșu și râul Vadului, drumul se îngusta și au urmat inevitabilele blocaje de circulație. Coloanele lungi de marș au tendința de a se opri brusc, cu oamenii și echipamentele înghesuindu-se unele peste altele. Apoi coloana se destinde brusc înainte, cu elementele din spate fiind nevoite să alerge pentru a menține contactul cu cele din față. Soldații numesc asta efectul acordeon și a fost vizibil în pasul Turnul Roșu în acea noapte, agravându-se în momentul în care românii au ajuns în vizorul corpului alpin. Popovici dăduse cele mai stricte ordine de menținere a liniștii, însă, în momentul în care românii au ajuns sub focul inamic, soldații lui panicați au început să strige și să-și înjure animalele care fugeau. Poliția militară și jandarmii au încercat în zadar să mențină ordinea. În haosul creat, coloanele de infanterie s-au oprit și au așteptat cu orele, în timp ce coloanele de căruțe goneau spre sud cu viteză maximă. Peste zgomotele animalelor, strigăte, comenzi și înjurături, zburau gloanțele corpului alpin, lovind coloanele române cu efecte groaznice. În punctele de blocaj, românii nu aveau de ales și trebuiau să-și organizeze forțele pentru a încerca să amuțească armele corpului alpin. Țipetele răniților, focurile de mitraliere și de puști și apele vijelioase ale oltului reverberau toate cu ecou în pasajul îngust, amplificând atmosfera de iad a scenei. La 5:30 dimineața, coloana de căruțe s-a oprit în întuneric în fața focului nimicitor de mitralieră, care venea din clădirea Gării Lungi. Regimentul de avangardă și 2 baterii de artilerie nu au reușit să elimine pe germani. Tirul s-a oprit numai peste o oră și doar după ce românii au luat cu asalt clădirea și au ucis cu baionetele pe toți cei aflați înăuntru. Coloana română și-a reluat călătoria spre sud. La ora 14:30 la prânz, în data de 29 septembrie, după 18 ore sub focul inamic, coloana lui Popovici a ieșit din pas, ajungând la Câinenii de Argeș, unde era în siguranță. Pe Popovici îl aștepta dezonoarea și demiterea din funcție. Cu toate astea, retragerea a reușit să-i salveze pe soldații din subordine. În vârful pasului Turnul Roșu, Von Falkenhayn și Von Staabs au inspectat a doua zi dimineață scena îngrozitoare. Semnele colapsului erau vizibile: cadavre, echipament împrăștiat, provizii abandonate și cai morți. Erau însă destul de puțini prizonieri și grosul trupelor române scăpase, în ciuda eforturilor corpului alpin din pasul Turnul Roșu. Coloanele de infanterie au descoperit că, dacă înaintau pe partea de est a pasului, puteau rămâne în afara razii de acțiune a mitralierilor germane. Nevoită să rămână pe șosea, coloana de căruțe nu putea scăpa de focul inamic și a înregistrat majoritatea pierderilor. Prada relativ modestă reflecta o victorie germană incompletă.